simulat să vrea Dumnezeu. Sunt în vreo ceas, două, pe aici, la Veronica, pentru că am avut treaba astăzi, am venit la prezentare de preslă pe noi și mi-au cerut informații. Ce facem? Când dăm drum? Văzute că poliții la zimă s-au venit astăzi și tot își urăsc pe aici, uitați. Se uită aici și tot, nu știu ce fac. Mi-am pus și o pompă de insulină, nu văd asta mie niciodată, și te mică, și habar n-am să văd, m-am blocat azi noapte, mi-a scos-o și ca să fac cu pierna. Nu m-am priceput, nu m-am mers, asta e, cu pierna. Era aici, uitați, și găsau băieții de reguli, de bună funcționare a unei astfel de utilaj. Da, somatorul nostru, da, aici unde vor primi acces la CT-uri, mii de unitate, mii de malentean, mii de copilaș, pentru că ăsta, te pui pe sale asta frumos, vii aici, ieși afară și se vede totul, face poza cu radiație, dar se vede, inima, plămânii, și vrei, oase, lupte, habar n-am. Dar asta este doar zona de CT și da, băieți lucrează, noi am tulburat frumos, am spus că ei vor să lucreze, de urșa, i-am întrerupt, dar se lucrează aici. Mai vreți să vă mai văd și în partea asta, altă ea, să vedeți. Ia uitați cum s-aude, sper să fie semnal. Ia uitați, vă place? Acolo se răcește himnul, așa am sentit, așa cred, de fapt. Așa ca să poată să meargă magnetice, să vadă și fiecare capilar, și fiecare sămânță de cancer, și fiecare bucățică de inimă, tot ce-i tine, trebuie reglat ca să iei cliente acolo, după cât stai, o sfert, două, jumătate, nu habar n-am, să vadă totul prin tine. Nu chiar ca la spovedanie, dar aproximativ cine vine aici, dă. Și acolo mai începem o consultație, mai începem o analiză, mai începem una alta și, da, când ești de la Veronica, îți iei de dincolo de la noi, de la Fortis, rețeta gratuit, când ne dă domnul, dau domnul de acolo la rețeta, îți faci și analiza aici la noi cu cei de la Praxis și îl plecați acasă. Să văd, va, te duc la etajul 4, unde ai și, o poță de hrană caldă, o micuță și copil drag, și un părinte acolo va sta ca să vă și spovedească și să vă mângâie, să te rugăciune, adică, până la urmă, bolile noastre vin mai tot timpul din suflet, așa știm noi, nu? Deci asta este, tot se lucrează intens. Sperăm, a spus, că până ajuns să avem recepția. Poate, dă Dumnezeu și facem o sfințire, nu știu, cred că ori spre februar, ori început de martie, între timp oamenii noștri lucrează pentru autorizarea clădirii, pentru autorizarea cabinetelor și, da, cât mai grabnic, mii și mii de mame de copii se poate să fie tratați la Veronica. E frumos, splendid, dar vă mai țin puțin așa în tensiune, nu vă alătențez clădirea toată gata, pentru că trebuie să mai monteze băieții urși, a venit liftul, ăla scump, știți, cu tot ce e acolo, a venit liftul, dar trebuie să-l monteze zile viitoare. Nu știu, dar azi este în 5-6, mai știu, ceva pe 12, vin și-l montează, că atunci au timp și ei de montat, fac și ei ce pot, și, nu știu mai, la etajul 4, acolo mai pun băieții niște cabluri, sârme, instalații, ca asta facem în ultime luni, am spus milioane de cabluri și de sârme de țevăraie, și cât mai grabnic, vă invit pe toți la Veronica ca să dărim un gram de sănătate celor care au nevoie de dragoste și sănătate. Mulțumim băieților care muncesc aici, mulțumim oamenilor dragi din presă, apropo de cei de la Antena și de la TV Life. De seara ne vedem la ora 17 cu Ciprian Morar, Orea Smachia, venim undeva, TV Life, nu? Așa că vă aștept cu dragul, Doamne ajută, vă pup!